La sfârșitul săptămânii trecute, în plin centrul orașului, la o oră cu trafic intens, șoferul care s-a aflat la volanul mașinii cu numărul neamț 68YON nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulație și a agățat lateral mașina cu numărul neamț 09BAP, care circula regulamentar pe banda de lângă trotuarul arterei E85, împingând-o într-un autodrizm parcat în spațiul din fața casei de cultura sindicatelor. Șoferul vinovat de producerea accidentului n-a prea fost dispus de explicații în fața camerei de luat vederi privind conjunctura în care a agățat mașina care circula regulamentar. Nu. Oricum tare mult, pe oricum am filmat și apare. Da, apare. E problema dumneavoastră. Nu e problema noastră, că e pe spațiu public de accident. Cum s-a întâmplat? Da. Deci, cum o rezolvați asta, explicați-ne. Pe calea mea, cum se procedează? Regulamentar pe banda noastră și domnul nu se iasă de pe banda lui să intre și nu s-a asigurat corespunzător și ne-a luat pe noi și ne-a împins în mașina care era parcată aici. Ambii șoferi aveau asigurări obișnuite în baza poliției obligatorii RCA. În asemenea situații, legea prevede că nu este necesară prezența polițiștilor de la serviciul rutier pentru constatarea pagubelor. Repararea mașinilor accidentate se face de către firma de asigurare a celui vinovat de producerea coliziunii în baza prezentării dovezii de asigurare.